Comitetul director județean al PNL Timiș s-a reunit pentru a stabili candidaturile pentru un număr de 60 de localități din județul Timiș la alegerile locale din 9 iunie. De asemenea, a avut loc ședința BPJ interimar PNL Timiș, la care au fost luate următoarele decizii. A fost numit un nou președinte interimar al organizației PNL Timișoara, europarlamentarul Cristian Bușoi, în urma demisiei lui Cosmin Tabără, BPL PNL Timișoara ales în 2021, fiind completat cu noi membri. A fost dizolvat BPL interimar al PNL Lugoj, fiind numit președinte interimar Claudiu Buciu și un BPL interimar. A fost dizolvat BPL interimar al PNL Săcălaz, fiind numit președinte interimar Cosmin Buboi și un BPL interimar. În 32 de localități, primarul PNL nu va avea contracandidat de la PSD, iar în 13 localități, PSD va avea contracandidat.